Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Auzi, mă, Luca, la tine, la școală, la ăștia micii, la ce nivel de iPhone s-a ajuns în clasă? Asta, ultimul. La 14, nu? Nu cred, au deja. A ajuns la 14? Au deja copiii 14 în clasă? Vorbești serios? Copil. Are un copil 14? Da. Câți ani are copilul? Adică la ce vârstă? Clasa 13 ani. 13 ani. Dar sunt mai mult. Eu i-am dat lui fiu-meu fostul meu telefon. Care e un 10? Ericsson G28. E un X de la de-acu' 3 ani, 4 ani, nu? Da. Și la un moment dat... Și au râs copii de el sau ce? Nu! Cred. La un moment dat, săptămânile trecute, nu știu, am avut o discuție de-aia cu el. Știi că, în general, părinții, printre care și eu, fac o greșeală pe care o fac și eu, să le reproșeze copiilor ce le oferă, știi? Când aia nu sunt în ordine. Adică, da, de ce nu înveți? Eu, uite, ți-am dat... Îți dau să mănânci, te-am dus în vacanță, ai telefon, iPhone X, tată, i-am zis eu, înțelegi? Și ăla s-a uitat la mine și a zis, pe jumătate de clasă are 13. Zic, da, dau 13 de săraci, mic. Nu, tată, zice, au pro. Okay. Ce, dar pe mine nu mă interesează. Eu nu aș da niciodată mai mult de 2000 de lei pe un telefon. Cine a zis, el? El. Păi da, el de... Așa. Așa a pus problema. Are bursa, are niște bani. Cât e bursa? Adică cât? Bursa e 300 și ceva de lei pe lună, plus alocația, se adună niște bani. Dacă economisești pe masă, cazare, taine, atunci poți să-ți permiți din când în când să-ți iei iPhone. Cu altă treabă se luptă. Dar ce bună e asta! Bă, dar cum? Stai puțin. Deci el înțelege, la 13 ani, înțelege valoarea banilor? Adică da. Și în raport cu salariul familiei? Cu salariile din familie? Sau? Băi, cât, mă tot întreabă cât am salariu. A, deja? Și serios, mă întreabă regulat. Și dar băi, câți bani aveți salariu? Și ți-e rușine să-i spui. Da. Serios, nu că îl complexez. Da. Între copii. Dar el are o altă problemă. Hai să lansăm tema. 0372069599. Cât povestim noi, gândiți-vă la asta, că asta mie mi se pare o temă interesantă. Cum îl faci pe cel mic să înțeleagă adevărata valoare a banilor în raport cu salariul familiei? Da. Că, de exemplu, ăsta micul al lui Luca zice, eu n-aș da mai mult de 2000 de lei, dar el are 300 de lei pe lună cel puțin. Da. Dar ce-i răspuns când îți cere să-i zici cât e salariul și vreau o jucărie aia și vreau aia și vreau aia și tu îi spui, nu, e prea scump. Cum îl faci să înțeleagă, nu? Da, nu e foarte greu, adică pentru... Adică cum faci balanța între ce cere el și ce poți să-i oferi și cum faci să înțeleagă? 0372069599 și dați-ne și mesaje pe WhatsApp, audio 0728-3132. El acum are altă problemă cu Adidas și cu sneakerii. Adidas? Da. Pantofii toți copiii acum sunt fierți cu Adidas, cum a fost și generația mea, nu știu între ele cum s-a întâmplat, că n-am avut copil preadolescent. Da. Iar acum, băi, prețurile au bubuit, adică sunt tot felul, ăștia care sunt la modă, costă 700-900 de lei perechea. Și toți copiii vor, cât? Au în clasă 700-900 de lei. Și atenție, stai puțin, băi, ăsta a fost, băi, stai tati, că asta e glumă, a fost în cantonament. Așa bine câștigi? Și a venit și a zis, bă, tu știi că există Adidas de 1400 de euro? Sigur, mai sigur există. Avea colegul meu de cameră. Bă, zic tu, zic, lumea cu tine, erau de-n Dragon. Nu, tată, zice că și-a dorit și sunt ediție specială de Crăciun. Și vezi că mai aveau acolo unii de 600 de euro, de 800 de euro și a început să-mi arate link-uri de pe internet. Că acum sunt tot felul de firme de astea care... Se documentase. Și tu n-aveai link-uri... Butic, cum ar veni, știi? N-aveai link-uri din obor cu... Da. Cert e că sunt foarte scump, copiii își doresc. Și mi-aduc aminte că eu când am intrat la liceu și veneam, vorba aia din Berceni, aveam rosprinturi. Cum erau atunci, cu limbile alea mari, așa. Așa. Și am ajuns în liceu, la Spirul Haret, în centru, unde erau foarte mulți copii cu bani, și atunci aveau toate brandurile astea. Uh-huh. Știi? Și atunci ce răspuns? Ce faci? Se purtau sunt aia foarte de basket. Multe. Și sunt am foarte fost multe foarte tentații. Frustrat și am avut mari discuții cu mama, care săraca când a auzit că vreau să dau 150 de dolari la vremea aia pe pereche de Adidas și care erau medii. În liceu nu putea să conceapă, știi? Și e foarte greu să-l faci pe un copil să înțeleagă că jumătate de clasă are încălțări de 1000 de lei, știi, perechea. Uh-huh. Și ăștia se și fălesc, își pun acum pe Instagram poze, nu știu ce.
și că el nu, poate că nu e totuși ok. Sunt alte tentații. Eu când eram puști, evident, sunt tentați. Copiii își doresc lucruri și dintotdeauna, ca și adulții, că și adulții își doresc lucruri. Numai copiii depind de părinți 100% să facă rost de banii respectivi sau să facă rost de obiectul respectiv. Când eram eu puști, însă tentațiile păreau mai puține. Adică eu aș fi vrut să am și eu un ceas de mână. Și mi s-a explicat că mai devreme de 14 ani nu voi primi ceas de mână. Și într-adevăr am primit un ceas rusesc Vostok de mână, cu ecran albastru. E Orex. 14 ani, da. Și a funcționat cam o lună, a funcționat, dar am avut ceas de mână. Și voiam o bicicletă, ceasul. Și cam astea erau lucrurile pe care mi le doream. Că altceva, na. Vestimentar nu existau tentații. Și casetofon nu s-a putut niciodată. Casetofon mi-a luat din salariul meu. Da, de-aia e bună unirea asta cu uniforma la școală. Dar vezi că n-au luat în calcul pantofi negri. Știi? Că de pomoarele pe uniformă, că dacă vin în picioare cu de aia de 2-3 mii de lei perechea, n-ai rezolvat nimic. E grea dezbaterea asta, știi, cu copilul. Să-l faci să înțeleagă. Eu, slavă Domnului, ăsta e mulțumit. Frasul poartă numai de alea purtate de ăsta mai mare. Ăla n-a avut practic niciodată încă țări noi. 0372069599. Ce le spuneți copiilor? Cum îi faceți prieteni, să înțeleagă? Când vă cer lucruri scumpe, pentru că au și colegii. Și dacă nu au și ei, atunci o să se facă de rușine sau se consideră săracii clasei. Și ce le spuneți? Cum îi învățați? Cum îi învățați valoarea banilor? Aveți vreo discuție de genul ăsta cu copiii voștri? Și ce e greu să îi faceți să înțeleagă? 0372069599. Multe, multe mesaje și o să avem și multe telefoane. Mulțumim, interesantă tema. Deci discutam despre cum învățăm sau cum învățați pe cei mici valoarea banilor și cum le răspundeți atunci când cer de ceva. Vreau să încep cu un mesaj de la un amic de-al nostru, Val, care are o tehnică foarte interesantă. I-a învățat pe copii că atunci când cereau ceva de cumpărat, să le spună, da, ok, da, știi, noi strângem bani pentru asta, pentru vacanța în Grecia, să zicem. Da, pentru altceva. Da, pentru altceva. Pentru un obiectiv mai mare. Pentru o bicicletă, un obiectiv mai mare. Uh-huh. Vrei bicicletă, nu? Ok. Dacă luăm asta, asta e jumătate din banii pentru bicicletă, să zicem. Ce înseamnă că nu mai putem să luăm bicicletă peste două luni, ci nu știu când. Vrei așa? Da, e bună, în care bună lucrurile strategie. Se schimbă. Și o altă tehnică folosită de Val zice, a treia regulă spune, mă rog, zice, vrei să-ți cumpăr lucru X? Te rog frumos să-mi dai trei motive pentru care ar trebui să fac asta. Când trebuie să argumenteze ei, vezi cum încep să apare și gândurile că poate totuși nu e atât de important să aibă lucrul respectiv. Și asta mi-aduce aminte de tehnica folosită de taică-meu, care zicea, ok, dar explică-mi de ce ai nevoie. Frate, spira tot cheful. Că trebuia să-i explici tatei, nene, de ce ai tu nevoie să-ți ia rușie, mai bine o lăsai moartă. Și tata mea făcea și aveam aceeași școală. Pe mine mă condiționau cu învățătura și mai mult deodată nu mi-au luat. Pe mine aveam... La tine s-au făcut multe economia. Da. De ce am nevoie de Adidas? Da. Na. Sau de telefon mobil, că apărusele telefoanele mobile, mamă, și erau toți copiii cu Philips Fitz de la cât... Cărămida. Paleta de tenis. Da, în curtea liceului și vreau și eu. De la ce-i nevoie, tată? Hai să începem cu un mesaj. Uite, încă un mesaj audio. Să-i cumperi unui copil de 13 ani Adidas de 1500 de euro mi se pare culmea responsabilității. Acest... iresponsabilității. Acest copil la 18 ani va avea mașină de vreo 5000 cm cubi cu vreo 400 de cai și va intra în primul stâlp. Îi cumperi unui copil da, de... Da, poate, da. Da, poate da. Totuși nu se întâmplă asta. Să plătească singur impozitul la mașina de 5000 de centimetri cubi. Să vezi și lustră. Monica, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună dimineața! Eu am doi băieți de 12 și 15 ani cu care am exact aceleași discuții ca și dumneavoastră cu băieții și copiii dumneavoastră. E o vârstă grea. Asta. Da, și doi... și dacă în gimnaziu am mai fost cum am mai fost, acum sunt la un colegiu național și e și mai greu de nivelul familiilor din care provin copii este mai ridicat și avem și mai multe discuții. Acum, eu economist fiind, ce-am făcut? Le-am explicat diferența între investiție și cheltuială. Aha, foarte bună, bravo, okay. Excelentă abordare. Investiție este să mergi la sală, să-ți plătesc un antrenor, n-am comentat cât au cerut, atâta am dat. Uh-huh. Cheltuială este să-ți iei acei sneakers-ul care ești nici mai deștept, nici mai frumos, nici mai sănătos. Foarte bună. Cum au primit asta?
Au înțeles cât de cât? Au înțeles și s-a mai întâmplat ceva. Ne-am mai dus cu ei la diferite întâlniri de afaceri prin străinătate cu partenerii noștri, avem o mică afacere de familie și le-am arătat oameni cu adevărat bogați. Uh-huh. Proprietar de fabrici, le-am zis, uite un pic, uite, are un tricou negru, un jeans și tenis. Ce tare, super, bravo, excelent. Mulțumim, Monica. Problema mulțumim e că, din nefericire, în societatea asta noastră, așa cum e ea, sunt foarte mulți oameni, deja foarte mulți, nu mai sunt mulți, care au făcut bani ușor, care fac bani mulți și care vor să epateze. Să epateze, pentru da. Că nu au cultura banilor. Da, cred că astfel... Care dau drumul foarte ușor la bani. Și care cred că astfel primesc respect. Da. Prin, da, epatarea nu și au senzația că primesc respect. Da. Da. Cătălina, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Eu am un băiețel de 8 ani și să știți că aplic o chestie pe care am învățat-o de la un psiholog. Da. Mi-a zis să facem o cutiuță pe care am scris, noi am ales o roșie și am scris cutia dorințelor. Okay. I-am spus că eu îi asigur nevoia de hrană, haine, școală și, mă rog, în limita posibilităților și tot ce își dorește el extra să strângă acolo. Și de fiecare dată funcționează. Dar ce pune acolo? Pune bănuți? Sau... Bănuți, da. Bănuți. A, deci economisește, dar bănuții lui de unde vin? De la bunici. A, ce primește? De la bunici de ziua lui, deci, sau dacă face cu o activitate extra, gen, udat în curte, nu știu, strâns iarba, adică cumva să-l și responsabilizăm, dar nu vă gândiți că sunt mulți bani, acolo un 50 lei și el e tare bucuros. Da, e mare lucru, e foarte bine ce faceți. Vedeți că există, acum, da. Na, există aplicații bancare care vă ajută să gestionați foarte bine conturi de acest gen pentru copii și îi ajută pe ei să-și gestioneze contul și să vadă inclusiv grafic diverse destinații pentru banii pe care îi economisesc. Că mai nou se poartă să facă câte un card așa la copil. Da. Cardul, știți, pe la 8 da, ani, pentru că, se pare ok. Mă rog, sigur, e evident că e alegerea dumneavoastră, dar generațiile astea sunt generații pe mobil și, de altfel, toată societatea modernă se duce pe mobil. În plus și acolo sunt toate informațiile și grafic arată foarte bine, foarte mișto. Și vezi exact pe ce a cheltuit copilul banii. Asta plus în cazul asta, în care sunt unele carduri în care, prin care copilul nu poate să scoată cash de la bancomat. Uh-huh. Trebuie să plătească doar tu cu făcut cardul respectiv. Nu, asta? Nu, n-am făcut încă, dar probabil că e următorul pas. Marian e cu noi. Salut! Bună dimineața, Marian! Bună, Marian! Marian! Ce linie ești, Zaf? 1. Da, este, ar trebui să fie Marian. Marian, bună dimineața, ne auzi? Nu, e cineva pe linie, dar nu ne aud. Hai să încep. Continuăm cu Nicolae, bună dimineața! Bună dimineața, băieți, îmi pare bine că am intrat cu voi. Bună! Da, te ascultăm. Ia zi, cum îi înveți pe cei mici? Sunt tată la 3 copii, o fată de 15 ani, o fată de 11 ani și un băiețel de 4 ani. Să-ți trăiască. Așa. Ei, bine, fata cea mai mare, de 2 ori pe săptămâni, hai în mall, hai în mall. Trebuie să-mi cumpăr blugi, trebuie să-mi cumpăr papuci, trebuie să-mi cumpăr tricouri. Da, e vârsta. Exact cum a spus. Dă-mi un motiv pentru care trebuie să-ți cumpăr papucii aia la 600 de lei, dă-mi un motiv pentru care trebuie să-ți cumpăr rochita aia la 400 de lei, la 800 de lei. Și a fugit, deja de acasă. La care ea mi-a spus, păi copiii mei, colegii mei, mă simt în inferioritate, mă simt nasol, mă simt săracă. Asta-i. Bun. Până la momentul în care mi-a spus, vreau din iPhone 6 să-mi iau un iPhone 11. Zic, ok, ți-l luăm cu o condiție. Din alocația ta să plătești acest telefon. Da, nicio problemă, foarte bucuroasă. M-am dus, bineînțeles, am făcut creditul la, la o firmă care vinde astfel de telefoane. Și iei banii lunar. Exact. Și mi-am pus rata peste 2 luni. De ce? Pentru că eu totuși vreau să plătesc acest telefon la prețul lui real, 2200 și ceva de lei. Dacă îl luam prin credit, plăteam vreo 4000 și ceva de lei, aproape dublu. Și a spus, ok, vine prima rată peste 2 luni, deci la următoarea ta alocație trebuie să-mi dai prima rată 180 de lei. Așa. Bun, i-am oprit la prima rată, la prima rată care ar veni imediat luna următoare, cazul concret acum, și a mai rămas din alocație 60 de lei. Și ce a făcut? Ce a făcut?
aoleu, dar mie mai trebuie 20 de lei să-mi iau cei mai ieftin blugi la 80 de lei care îi găsesc în mall în Bacău. Ce mă fac? Asta e. Se spune că creditul ipotecar a civilizat, Occidentul. Hai să încheiem cu un mesaj. Ia. Neața, băieți. Eu când am discuții cu fiica mea, pentru că ea este aici în speța asta, ea e veșnica nemulțumită și fiica mea, ea niciodată nu are haine, ea niciodată nu are cu ce se încălța, niciodată telefonul ei, uite că nu-i mai merge așa cum trebuie. Și atunci când îmi dau seama că nu mai am cum să-i fac față, pentru că vreau să vă spun că are și argumente și de foarte multe ori mă blochează, nu știu ce replică să-i dau, eu bag pe aia cu copiii din Africa. Uite, vezi, alții nu au nici ce să mănânce și tu în permanență te plângi. Cam asta e treaba. Hai, vă salută de luni din Galați. Nu prea ține asta. Și fac și o completare la mesajul de mai devreme. Ca să nu mai spun că noi avem două mașini, un Kia Sportage și un Logan. Atunci când se nimerește și o duc cu Kia la școală, la liceu, o las în fața porții liceului, nicio problemă. Dar dacă se întâmplă să o duc cu Loganul, că am un Logan MCV, vai de capul meu, o las undeva la 500 de metri. Oprește, oprește aici, oprește aici, că vreau să merg și puțin pe jos, că să mă mai trezesc. Dar ce-ai mai tata, ți-e rușine că ajunge la școală cu Loganul? Lasă, lasă, hai, lasă mai. Mulțumim, Danuț, pentru mesaj. Și mulțumim pentru mesaje și telefoanele din această dimineață. De asta au copiii din Africa, nu știu dacă funcționează prea bine. Și am văzut un comediant american care spunea, mie mama îmi spunea întotdeauna, mănâncă tot, copiii din Africa nu au mâncare. Ok, toată viața am mâncat tot, uitați-vă la mine, arăt așa. Și cu ce i-a ajutat asta pe copiii din Africa? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.